Ai uitat. Ai mamă. Așa se cere. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Dărduim. Aude gheața, frate. Hai, neapărat spargeți acum butonul ăla de like. Dați like cu nasul. Noi avem nasul înghețat așa, deci dați like. Uite, băi. Sări chiar la roata aici. Asta iarna cu căruța, zoaie, o sări zoaie pe ghiozan în față. Da. Da, zice ceva. Da, de când ai venit sub frânta? Cred că am 10 ani. Serios? Da, nu știu mai bine, am așa 10 ani, știu că e mult timp. Da. Hai, 10 mi s-a părut o sumă cu cifră mare. Mergem la locușorul nostru frumos să ne facem datoria, ca să zic așa, bă, deci mă, cum e ta mâna. Îți dau și pe fierul ăsta. Ai, ai, ai. Opa. Da, ia uite cum e pe cum. Da. Unii dintre voi ziceau în comentarii că acea căsuță nu e la pădure, e în câmp. Nu, e în mijlocul pădurii. Deci e în mijlocul pădurii. Acum suntem în câmp, doar că trecem prin câmp, doar că copacii care sunt acolo prin jur sunt tăiați, sunt de fapt puieți. Puși, o să vedeți exact când ajungem acolo. Păi, deci nu mai pot. Trebuie să iau mânușile, le-am în ghiozdan și stau așa cu ei acolo. Eu țin mânușile la cal, da. Ia zi, Pavel, e bine? E frumos? Da. Bun, așa, gata. Am avut noroc de oameni ăștia că nu-l luau cu căruța, că altfel dărdeam până acolo pe jos. Dar e bine, e bine așa, frumos. Așa, ia uite, căluții. Doi cai putere, doi cai frumoși, șase cai frumoși. Ai, 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 ai. Da. Stăm și noi așa, confortabil, cât de cât. Nu stai tot confortabil acum. Aveam prința că mamă, deci că suntem pe mare, nu pe... Mă, confortabil. Mai bine să nu aducă. Îți intră în fund. Da. Asta e. Ia uite. Nu mai îmi simt degetele. Mă crezi? Deci mi-au degerat degetele. Și nici n-am ajuns să ne apucăm de treabă. Da, păi. Băi, ai. Trec din spate, o cam fură din cur. Bălți pe aici, ai drumul ăsta, bă, primăria, faceți drumul frumos. Frumos cu taxiul așa, nu? Ce mă, asta e viața la țară, mă. Natură, câmp, frumos, iarna. Dacă era și zăpadă, era perfect, bă, deci zăpadă, dacă era perfect. Ne dădeam pe aici, ne trăgeam cu cărta. Chiar să-mi puneam calul. Da. Bă, asta e. Opa, iau. Da, și soarele, numai bine. Să ne încălzim așa puțin, facem un foc de tabără. Mâncăm, prindem o cu o veveriță, ceva, nu știu. Da, așa doar să ne încălzim. Da, uite că dă soarele, bă. Are, cred că suspensie fixă. Da. E bună suspensie la căruță. E bun decât la mașină, să știi. Cu mașina nu treci pe aici, și cu doi că ai putere. Poți să ai și 200 și dacă ai prins o groapă de asta, aici ai rămas. Da, cu ATV-ul, da, normal. Da. Nu mă uit. Tot dacă ne-am găsit. Ia șulit. Ia da creangă, da, nu știu. Ia da creangă în ochi, da. Da, trebuie să avem atenție mare pe aici. Da, voi. Da. Intrăm acum în pădure. Ți-a dat știa în cap? Ți-a dat în cap, nu? Da. Da.
masaj la fesieri. Super masaj la fesieri. Cred că m-am văzut. Nu, nu, dată Julita aici. Nu, dau bine la camere. Am eu spier la mine. Da, trece pe aici. Mai sunt crege jos, eu dat cu creanga în ochi. Mi-am făcut o linie așa cum am dat la neșterni. Da, pe asta e. De mult timp. Așa. Okay, bine că dacă aveai o scândură în spate, nu aveai treabă, dar așa noi suntem pe marginea asta și de nivelare. Gata, aici, da. Până aici am plătit. Bine frumos. Da, și ia găleata cu fără să nu uităm șapa. Opa. Da. Așa. Gata, mulțumim. Mulțumim, sănătate. Asta-i mă, băieți, mă. Hai că am ajuns, mamă, deci nu se văd în fund, dar ghiozda nu-i murdar. Și am ajuns la căsuța din pădure, sau la canton, sau la ferma din pădure, cum vreți să-i spuneți. Pentru că o să fac și niște precizări acum la început de video. Da, sunt cu Pavel, cu Edi și cu Leo. Așadar, am mai făcut aici două episoade la această căsuță. Și din primul episod au existat comentarii că ne luăm după Tiberiu și Cornel, că Tiberiu și Cornel au inventat căsuța din pădure și lucruri de genul ăsta. N-a inventat nimeni căsuța din pădure. Fiecare pădure are o căsuță ei sau mai multe căsuțe. Tiberiu și Cornel au găsit o căsuță la marginea pădurii, într-adevăr, acolo în zona lor, o căsuță veche, bătrânească, pe care au refăcut-o mai bine, cred că, decât era înainte. Foarte frumos au făcut tot ce e acolo și apreciez treaba asta. Dar fiecare poate să facă și să refacă o căsuță unde vrea, de câte ori vrea. Noi am avut aici căsuța asta în zona noastră, bineînțeles, și fiecare dintre voi pe YouTube, dacă vă uitați, sunt foarte multe căsuțe și foarte mulți au început să refacă aceste căsuțe vechi. Și chiar vă recomand, dacă voi aveți o căsuță, nu neapărat în pădure, în sat, la margine de sat, oriunde, căsuțe dintre astea vechi, bătrânești și știți să refaceți cât de cât acea căsuță și aveți timpul necesar, chiar vă recomand, de ce nu, să o refaceți și să încercați să reparați pe acolo câte ceva, cu mare atenție, bineînțeles. Pentru că dacă toată lumea ar începe să repare din căsuțele astea vechi, poate, la un moment dat, ar putea să fie locuite. Nu de către voi, cei care le reparați, poate că voi aveți casa voastră, fiecare, noi avem casa noastră. Facem asta doar pentru că ne dorim de divertisment și așa mai departe, după cum știți. Dar, în principal, poate alte familii care nu au o casa lor, ar putea să vină să locuiască aici peste ceva timp, dacă casa este stare perfectă. Noi, căsuța asta pe care am găsit-o aici, după cum știți, la acest fost canton, această fermă, au fost aici multe animale, e în stare bună, după cum ați văzut, și vrem, începând de astăzi, să facem așa o mică serie, să facem puțină curățenie, să încercăm să mai reparăm pe aici ce mai e de reparat, gardul, una alta, poate o să facem și o noapte, două, trei, să dormim aici, o să ne distrăm și o să facem diferite activități. Așadar, asta e echipa, după cum observați. Și astăzi o să fie primul video. Până aici, de data asta, am venit cu căruța exact. Ne-a luat vreo 2 km cu căruța, că dacă nu am fi mers pe jos, deci e departe. Și vreau să specific foarte clar. Cineva a spus că nu e în pădure, ci că e pe câmp. Pentru că nu se vede pădurea. E în mijlocul pădurii, nu e în pădure la margine. Doar că, hai să vă arăt, aici sunt puieți în față, să vedeți foarte clar. Așa, stai așa. Ok? Deci suntem în pădure. Observați drumul pe unde am venit. E pădure peste tot. Doar că aici, ăștia sunt puieți. Au fost copaci mari, au tăiat și au replantat să înmulțească. Vedeți? Sunt puieți. E pădure. Pădure peste tot. Pădure și în spate. Pădure peste tot. În spate la fel. Sunt vreo câteva sute de metri, vreo 2-3 hectare, unde au puiet. Și am aflat și ce sunt semințele de sus, din pod, din saci. Sunt semințe de salcâm american. Salcâm dintre aia cu spini foarte mari, într-adevăr. Nu e fasole, nu e
Yin nu e absolut nimic altceva, da? E fasole. Nu e fasole, eu am zis că nu e fasole, deci tot fasole. Râde Edi de mine. Bun, începem oficial seria cu, cum să-i spunem, mă, ferma din pădure? Ca să nu zicem căsuța din pădure, să nu creadă lumea că, băi, cum au spus unii, că să nu existe confuzia cu căsuța din pădure a lui Tiberiu și Cornel. Nu că toată lumea poate să aibă o căsuță, știi? Da. Îi spunem ferma din pădure, nu știu, votați și voi, ferma din pădure sau căsuța din pădure, cum să fie. Deci aștept în comentarii. Da. O să aveți și canalul lui Pavel și al lui Edi în descriere, o să vedeți acolo și eu o să fac vlog, o să facem toți fiecare vlog pe canalul nostru, dar o să fie diferit, pentru că toți o să avem activități. Dacă vreți să vedeți ce activități face fiecare din aici, puteți să vă duceți la ei pe canal. Planul pentru astăzi e în felul următor. Vrem să verificăm cum stă situația prin această căsuță, să vedem ce o să putem repara, să vedem dacă am putea supraviețui aici. V-am prezentat căsuța deja, avem și paturi, bine, nu știu cât de bune sunt, varză. E dos aici, e bine că avem geamurile, că nu sunt sparte, asta e ok. Oamenii ne-au spus că, care ne-au dus cu căruța, ne-au spus că acest fost canton este părăsit de vreo 3-4 ani. Deci nu știm dacă o să mai facă cineva aici, dacă mai au un plan să-l refacă sau nu, dar na. E părăseală totală, nu mai e absolut nimic, deja se dărâmă, ați văzut prin spate. În schimb, casa asta e în stare perfectă, ar putea merge refăcută. Să vedem dacă o să meargă să funcționeze oare sobile. Cam aiurea soba asta. Să vedem dacă o să tragă, nu știu exact. Acum faza e că este și zăpadă afară și nu cred că merge să verificăm dacă e soba înfundată pe sus. Ca să putem să le desfundăm, să poată să tragă. Nici nu ne riscăm, că în cazul în care te riști să faci focul, ori poți să dai foc sau să te intoxici sau ceva dacă stai aici. Deci o să vedem, o să avem atenție mare. Da, să verificăm dacă avem și curent. Că nu știu dacă e curent. Bine, nu la astea. Am un încărcător, asta e așa. Stai așa, că văd aici dacă e la priza asta. Sper. Să vedem. Nu știu dacă ar mai fi șanse, dar încercăm. Trebuie să facem curățenie, să măturăm pe aici, că ia uite ce mizerie este. Trebuie să măturăm, să adunăm toate gunoaiele. Poate putem să refacem puțin și scaunele. Să vedem exact, ne mai batem niște cuie. Gardul, să vedem ce putem să facem astăzi. Am aici încărcătorul. Hai să vedem, dacă se aprinde ăsta, roșu. Nu, nicio șansă. Nu mă gândeam că ar fi, cum ar fi fost să avem și curent. Era ceva, dar poate altă priză, nu știu. Na, degeaba, lumina nu merge, că nici becul nu-i. De fapt nu-i bec, e LED ăla. E LED, dar nu cred că. Na, nici firele astea, uite, vezi că scoase. Ia să văd, mai e vreo altă priză ca să pot să încerc? Uite, ar mai fi asta, dar nu-mi place cum se prezintă, e scoasă. E riscant. Da, ia să vedem totuși. N-are nimic, n-are curent, s-ar fi aprins beculețul ăsta. Am aici una cu mai multe tipuri de încărcătoare. Da, deci curentul nu e. Ia, stai că aici nici nu avem bec măcar. Da, dar oricum, acoperișul se prezintă destul de bine. Peste tot, n-avem crăpături, n-avem nimica. Uite la ușa aici așa puțin, dar e ok. Băi, deci e frig. Afară e foarte frig, sunt undeva la minus 3 grade. Am înghețat până aici, mai ales că am venit și cu căruța. Am avut noroc de oameni ăștia că ne-au luat în căruță. Dacă nu, avem de parcurs câțiva kilometri până aici, deci pe jos, pentru că cu mașina nu poți să vii. Ați văzut, e drumul varză până la căsuță. Dar e bine că am ajuns într-un final, aveam un plan asta. Sobele nu prea arată bine din ce observ eu, cam varză. Aia din partea cealaltă, din camera mare, ar părea că ar fi ok. Oricum, o să vedem dacă le putem reface. Mai întâi o să ne apucăm de curățenie. Vrem să măturăm. Avem aici mătură. Era deja aici. Avem și mătură, avem și lopată de zăpadă. Avem multe lucruri. Avem un birou. Cineva a scris în comentarii data trecută că avem un birou exact ca la școală. Cum au ei la școală, de fapt, nu ca la școală la mine. Da, un birou dintre ăsta vechi. Da, avem chiar și cuvertură și pături pe pat. Avem destul de multe, după cum observați. Înăuntru, nu știu, cred că sunt 0 grade, e frig, pentru că ușile sunt deschise. Două geamuri lipsesc. Lipsesc geamurile, văd că e chiar spart ăsta, exact de la intrare, de aici. Nu avem geamurile. În schimb, toate geamurile sunt ok la toate camerele. Iar eu sunt cu costumul de schi. Suntem îmbrăcați gros că e frig și dacă o să facem treabă pe aici, s-ar putea să ne murdărim și să înghețăm. Așa că
preventiv. Uite, bă, trebuie să măturăm pe aici, bă, că e jale, ia uite ce e aici. Asta trebuie să aerisim puțin camera. Da, trebuie să măturăm, văd că astea sunt ok, bune, geamurile sunt bune. Aici e un geam lipsă, dar în rest ele sunt toate. Da, e ok, auzați-vă câte muște, nu știu dacă se văd. Sunt foarte multe muște pe aici, e mizerie. Bineînțeles, o să avem de lucru la căsuță. În schimb, podeaua e destul de ok. E stabilă, e chiar ca lumea podeaua. Doar câteva găuri, văd pe acolo și pe aici. Au intrat șobolanii și au stricat-o. Pavel intră și el să cerceteze podul, că e prima oară când vine aici cu noi acum. Hai sus, băi! Sus! Am adus o lumină mai bună acum să verificăm mai bine podul. Am adus una mare. Dar eu tot nu înțeleg de ce e așa pe sus, uite, e umezeală. Observați? S-a făcut condens. S-a făcut condens și s-a scurs pe pat. Patul ăsta e îmbibat în apă. E stricat, nu mai e bun. S-a stricat tot. Da. Și uitați proaște de data trecută. Am uitat să vă zic data trecută. Dar era proastă. Guma s-a pocnit imediat când am tras atunci de ea. E veche. Era guma deja stricată de atâția ani în pod. A stat. Băi! Auzi, Pavel. Bă, ești nebun ce am găsit aici! Bă! Ce faceți, mă? Bă,